Adică new life, start adică new game, pentru că jocul și-a făcut update-ul, jocul este full, nu mai este early access. Salut, sunt Aurel, bine ați venit la un nou episod și la nouă serie cu Medieval Dynasty pe Iona Games. Bun, vom începe în forță, pentru că la început am bâșbuit eu pe acolo, n-am făcut mare lucru și atunci, dacă s-a tot s-a lansat acel joc, da? Jocul este acum gata, este full, nu mai este early access și este și un pic schimbat, în sensul că am zis că au băgat ceva în plus, adică niște bandiți pe acolo să ne batem noi cu ei dacă ne supără și ne atacă satul, sper pe care vom face. E, acum vom începe în forță, vom da direct pe viteză, vom face bănuți și vom face și acele questuri, pentru că acum știm să jucăm, cât de cât, așa nu pot să spun că știu la maxim, dar important e că vom face bani din prima, vom vinde și pe lângă tascurile de bază, ne vom face și noi câte ceva pe lângă noi, pe lângă casă. Avem o grămadă de treabă. Bun, jocul are o grămadă de gameplay, o grămadă de content, așa că haide să trecem la treabă, pentru că chiar avem treabă, chiar avem treabă. Vom merge în sat să ne întâlnim cu celebrul castelan, care ne va spune că al nostru bunic, și anume, nu mai trăiește. Știm povestea, deci nu trebuie să ne mai insistăm, nu trebuie să mai insistăm pe ea. În primă instanță, eu voi aduna sticuri și pietre pentru a face și anume cuțite de piatră pe care le voi vinde în sat și facem și bănuți cu ocazia asta, numai să găsim și anume pietrele. De asemenea, dacă facem cuțite la greu și vindem, vom crește și caracterul nostru. În sensul că facem puncte de experiență și îl învățăm pe prietenul nostru să facă mai multe chestii. Deci asta este cu, cum îi spune, este cu dublu rol, să zic așa, pentru că pe lângă faptul că facem și bani, facem și puncte și învățăm fel și fel de chestii noi. Dar nu prea găsim și anume pietre pe aici. Adevărul că i-am și dat cu rezoluție maximă aici, cu toate alea, și atunci e mai greu de văzut. Oamenii și-au ieșit la treabă și eu văd de treabă pe aici. Ia, apropo, să vedem ce putem face, câte cuțite putem face. Momentan putem face doar unul. Și asta pentru că nu avem și anume pietre. Dar mergem noi pe aici, o să mergem puțin prin partea asta să mai adunăm o piatră, două, și după aceea mergem să căutăm pe nenea Castelanu. Uite, să facem celebra discuție cu el și să începem, cum îi spune, să începem treaba, tată, să începem jocul vostru, pentru că acum este mult mai, nu neapărat că e mult mai clar jocul pentru mine, dar știu mai multe chestii față de ce am început eu prima dată. Și cu ocazia asta că jocul este full și nu mai este în Early Access, avem și ocazia să începem ceva frumos, elegant. Oricum, nu prea putea să mai joc pe salvarea veche, pentru că s-a băgat conținut nou. Și nu cred că mai mergea sau ceva de genul, nu știu. Nu mă pricep prea mult cu citirul pe acolo. Dar asta a fost alegerea mea și anume să... Ia, mai putem să facem mai multe cuțite? Putem să facem mai multe cuțite, în speță două. Așa, tați. Da, mergem întâi cu castelanul și după aceea mergem și facem o mică vânzare și vedem ce mai putem face ca să-i dăm drumul la treabă, pentru că deja este primăvară și putem să facem o grămadă de chestii până vine iarna, ca să stăm liniștiți. Da, să nu avem, asta este roc și ne trebuie și anume târnăcop, ca să, pe aici pe malul apei, știu că erau pietre. De asemenea, în partea aia am avut eu casa, eu o să fac în partea asta la altă și să vă spun sincer, un pic am studiat un pic harta, voi face o casă inițial aproape de sat, tocmai ca să fac deal-uri, să stau de vorbă cu lumea și alte chestii. Și satul efectiv pe care vreau să-l fac, o să-l fac puțin mai încolo în partea aia, pentru că am văzut niște zone întinse și va fi foarte simplu să fac acolo, și anume un sat, să-mi fac acolo, cum îi spune, lanuri și alte chestii, da? Loturi de pământ și livezi și alte chestii ce mai trebuie mie. Da? Dar pentru început ne vom face căsuța aici lângă satul ăsta, tocmai ca să facem mai ușor questurile și să putem să facem deal-uri cu sătenii din sat, da? Asta toată șmecherea la momentan. Și cu timpul ne extinde și facem noi mai multe chestii și vreau, să spun, un sat frumos, așa, să placă, să zică, domne, ăsta da sat, ăsta da sat și ce frumos a făcut nenea Ion aici. Undeva pe aici zice că la 14 minute, uite pe nenea Castelan aici în curte, în fața casei. Salut, boss! Zice...
Deci așa o să fie. O sărim un pic peste, nu știu, nu înțeleg. Da, o sărim un pic peste poveste pentru că aici am mai fost și știm despre ce e vorba. Despre unchiul Iordan celebru care spuneam noi. Da, ce vrea să știi, o să sărim puțin peste asta. Da, și acum zice începutul, să culegem deja resurse. Noi am făcut deja resurse. Să culegem două pietre. Mă interesa să văd dacă pe aici prin zonă este și anume, uite aici Adelina. Adelina face vânzare, da? O vă căuta după aceea să și anume să vindem cuțitele de piatră, da? V-am zis, uite o piatră, să facem un pic de bănuți. Hai să luăm mai multe totuși. Vreau să ne facem un pickaxe. Nu, un stonex. O să le facem și pe asta deocamdată. Hați. Da. Acum, ca un fel de tutorial, ne va învăța și anume să ne facem unelte, să tăiem lemne și alte chestii. De exemplu, acum avem să facem ciocan de lemn, să tăiem 5 copaci și să adunăm 32 de paie. Ne trebuie, bineînțeles, ne trebuie log. Ne trebuie lemn. Da, eu tot adun piatra ca să fac cuțitele alea șmechere. Așa, și îl punem pe. Nu, aici îi dăm încă o dată o inventory și îl punem pe. Hai să-l punem pe 2, pe cuțit. Și să punem pickaxe-ul ăsta, stonex-ul pe 1. Așa, tactica. Dă aici când dăm 1, să și anume să tăiem copaci. Băi, jocul are de toate și mișto ce-mi place mie că. Uitați-vă ce texturi are și de asemenea, uitați-vă la sunet, să zic așa. Da, pa. Ce ai făcut? Da, are și sunetul ok, are și jocul frumos. Da, să ne facem și anume și un ciocăr de al de asta de lemn. Da, așa tati, mai avem de tăiat încă 4 copăcei. O să tăiem pe aici, o să ne cam înjure și să tăiem niște că le tăiem copacii de aici de la intrare. Le tăiem umbra. Da, dacă așa zice să ne facem și anume. Dar facem altă schemă. Uitați așa că o rezolv. O să o tai pe ăsta și după aceea o să mergem în partea cealaltă și vă spun și de ce. Pentru că azi că în partea aia o să-mi fac casa inițial. Și n-are rost să mai cărăm din partea asta. Iată, facem așa următoarea șmecherie. Deci o să mergem puțin pe aici prin sat. Hai să o caut pe Adelina. Uite-o aici pe Adelina. Vedem care mai vinde câte ceva. Ce faci, mă, tati, tu aici? Ce stai cu minte așa? Da? Să facem un mic deal cu dânsa. Uite pe Adelina aici. Da, s-a schimbat un pic și pe aici, pe la jocul, pe la căsuțe, pe la astea. Be welcome, stranger. Așa, tati, bine ai venit, străine. Tati, ia de aici că avem de făcut un deal. 80 de bănuți, așa, din prima. Da? Ca să vedeți cum se joacă. See you soon. Așa am zis și eu, să ne vedem curând. Da, deci nu mai pe bujbeală. Băi, era fântâna asta pe aici, mă? Era fântâna în joc? Parcă nu era fântâna, nu? Nu prea știu așa. Crăcăniciule, unde te duci, mă, crăcăniciule? Da, au schimbat și taverna, în sensul că, uite cum arată, acum este un spațiu deschis. Problema este, din experiență vă zic, acum mă și laud cu jocul ăsta, dar am jucat puțin, dar am prins iarna în testele mele și e cam nașpa dacă stau, probabil că iarna dacă stai pe aici nu prea e bine. Adică orice spațiu închis, uite și pe aici au schimbat un pic. Da? Jocul este un pic și anume schimbat. Asta e ideea și este foarte bine. Da? Zice să mai tăiem încă 3 copaci și de asemenea să culegem ceva, cum îi spune, ceva paie. Asta e ideea. V-am zis, îi dăm puțin pe repede înainte pentru că partea asta din față, voi o știți, am mai încecat, am mai bușbuit-o și de asemenea vreau totuși să, uite, care cam mult. Asta mi-era mie frică și o să facem următoarea șmecherie. Îi dăm, cum era, drop X. Și dăm pe toate și dăm accept. Da? Și am pus un lemn aici ca să ne eliberăm noi de greutate pentru că am spus în parte să vă face căsuța. Vreau să mă duc să beau apă. Las că facem și pe aia, nu-i problemă. Hați. Hați. Așa, tati. Mai am de făcut un copăcel și după aceea
ne apucăm și adunăm. Și cred că următoarea chestie va fi să ne facem casa. Mai mult ca sigur va fi treaba asta. Și pe aceea ne lasă de cap, nu să ne facem noi ce vrea mușchiulețul nostru. Ia să vedem. Mai e pe aici un, mai e pe aici un log. Dă date cu acel logo. Dă logo. Dă logo, ia logo. Da? Și mai tăiem și un copăcel. Și gata cu treaba asta și ne facem și rost de paie și după aceea ne apucăm de, cred că de casă. Hai, încă o dată vă zic, prima dată o să fac casa undeva în zona asta, da? Că e și aici o zonă dreaptă cât de cât. După aceea am văzut eu un câmp foarte mare pentru că vreau să-mi fac o dita mai comunitatea. Iar cărăm foarte mult. O să las eu, ia să vedem. Hai să o spun mai în față. Pentru că voi avea nevoie de lemnul ăsta pentru casă. Nu știu dacă îmi dă voie să pun. Și pe aici este un spațiu cât de cât mai drept față de ce e în partea cealaltă. Acum, uite, berries. Yeah. Băi, berries, de câte știu eu, primăvara sunt otrăvitoare. Toamna sunt foarte bune de mâncat. Unde s-au dus? Le-am luat? Uite, 20% poison. Da? Deci primăvara nu sunt bune de haleu. Doar și anume toamna când se coc. Deci, așa, hai să facem o smăcherie, îi dăm aici, am zis cu X, îi dăm cu E, am zis că îi dăm cu E și după aia îi dăm cu F, așa tati, ne-am eliberat un pic zona și mergem după paie. Paie, 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 paie ce nu e. Da, și ne facem noi frumos căsuța cât de cât în pădure, în pădure și după aceea vedem ce facem, o să ne mutăm, o să ne mutăm puțin mai, uite și... De astea zice că ne trebuie 32. Păi mi se pare mie, am văzut dacă nu mă înșel, că la o casă intră undeva la 28. Ar trebui să fac eu o socoteală. Uite, avem și un deja primul punct de... Da? Pentru că am făcut deja ceva recoltări, să zic așa, am adunat o grămadă de resurse. Și deja am făcut primul punct. O să vedem acum cui îl asociez. Cineva spunea că ar trebui să pun pe resursele, pe skill-urile care... build your first house, ce vă spuneam eu. Da, hați, am văzut o piatră, eu cu ochii după pietre ca să fac și anume cuțite să le vând. Da, facem bănuți, cât bănuți avem acum? 130 de monezi avem. Vreau să fac casa undeva în drept, în zona asta pe aici și să fie la undeva drept. Cât de cât, că nu e acolo, văd că nu e. Dar cu timpul, uite chiar aici în poiana asta. Dar va trebui totuși să adun sticurile astea, pentru că astea vor fi acoperite și pe ca să le pierdem în condițiile în care vom folosi la casă o grămadă de sticuri. Hați. Așa, tati. Mai sunt? Am crezut că vine cineva, am văzut indicatoarele alea și am crezut că vine cineva pe cărare. Așa, tati. Ia să vedem noi lemnul. Așa, tati, știi că o să car cam mult, dar n-am ce să-ți fac. Ciocanelul să-l punem și anume pe... Hai să punem pe 2 și lăsăm cuțitul, că nu ne trebuie doar cuțitul. Și am dat cu 2 frumos aici și ne ducem și anume să... Pardon, cu asta. Îi dăm aici building și îi dăm aici house, mouse, să învârtim un pic. Da, și casa au schimbat-o un pic, da? Este altă formă, alt format, se pare mie. Și acum începem să construim prima noastră casă. V-am zis, pentru început vom sta așa cât de cât și după aceea mergem în partea asta încolo. V-am zis că am studiat un pic harta și... Uite, avem și sigla aici. N-avem log. Inventory... Cum stăm? 20 cu 35. Dar tot sunt tot loc. Că știu că ne-a rămas acolo bucata aia de lemn. Dacă tot am tăiat-o, hai să o ducem. Sau pe aia o las acolo că o să construim altceva cu el. Hai că facem altceva. O să fac eu sulițe și alte chestii cu acel loc rămas. Noi suntem alți copași pe aici. Că avem oricum o grămadă. Ce am văzut în zona respectivă este faptul că nu prea sunt și anume copaci. Da, este un câmp deschis. E frumos tare, vreau să fac acolo, vreau să fac ceva acolo elegant. Hați. Doar 3 bucăți, ai dat mă de log? Nu e problemă.
Păi, bine că avem ușă și cu asta. I-am dat frumos cu 2. Da, v-am spus, aici o să mergem puțin pe repede înainte, pentru că v-am zis, aici voi știți ce e vorba în propoziție. Jocul a fost atât timp în Early Access, așa că nu vă arăt un mare lucru acum, nu inventez eu jocul. Stai că a obosit prietenul. Păi, l-am să bea apă. Așa, tati, lasă un pic să se odihnească. Da, puteți să construim și aici în față. Că avem și straw, avem și... Hați. Hai. Hai. Bine, teoretic trebuia făcut invers, trebuia făcut întâi, da, partea de jos și pe aceea partea de sus. Ah, dar stai mă puțin că avem apa aici aproape de noi. De ce ne mai trambalăm? Ia, hați. Așa, tati. Să fie de bine. Și de asemenea avem un skill noi aici la asta. Băi, era mișto dacă îl puneam pe ăsta, Survival Sense. De ce? Pentru că vede multe chestii prin în modul inspector, ceva de genul. Dacă îi dăm acolo altul, o să vadă ciupercile, penele și cu ierburile, da? Dar eu vreau să stau aici. De ce dau aici? Pentru că îmi dăm mai multe puncte, câștig mai multe cu 500 experiențe la activitățile astea, supraviețuire. Și câștigăm mai multe puncte și cu timpul zic eu că putem să luăm și pe ăla, da? Dacă facem mai multe puncte. Părerea mea, voi acum știu că spunea cineva că a trebuit să iau palea care au un singur punct ca să termin palea, dar eu zic că e mai bine așa. Că acum, de exemplu, uite, eu tai copaci și la pasta câștig de o experiență. E, și dacă am 5% acolo, am un bonus, adică ar trebui să fac mai repede puncte de experiență la treaba asta. Așa o gândesc eu, nu știu. Adică e un pic de investiție, să zic așa. Acum, nu știu, vedem dacă am dreptate sau nu am dreptate, vom vedea în episodul care urmează, ceva de gen. Hai. Hai să facem căsuța, deși ne putem face și un, nu știu, mai bine să facem foculețul ăla ca să, da, adunăm, uite, ne învață cum să adunăm, dar v-am zis eu că acele berries sunt și-anume otrăvitoare pe timp de primăvară și pe vară. Sunt bune de mâncat și dau și chiar dau și apă și food în momentul în care le culegem în toamnă. Da? Deci până atunci să ne căutăm altă sursă de mâncare. Da? Cam asta este și anume ideea. Hai, tati. Ai obosit? N-ai obosit, tati. Dă-i. Hai. Așa, tati. Bine să mai trebuie și anume log. Așa tot. Ne facem pe aici un pic. Nu este o chestie provizorie. Acum, nu știu, depinde cum va fi zona asta. Văd că e destul de... Nu neapărat destul de plană, dar destul de deschisă. Am început cealaltă... Faptul că n-am început dată jocul ăsta pe canal, începusem partea cealaltă. Băi, a căzut lemnul în casă. Cum s-a dus? A fost intru pe aici? Băi, băiat, nu pot să trebuie. Așa, tați. Da, a început în partea cealaltă, dar acolo era puțin mai, cum îi spune, mai dăruroasă zona. Acum eu zic să facem aici, că e mai drept. Putem să punem și noi clădirile mai, așa, mai, un pic mai sistematizate, un pic mai, face și noi cât de cât un design. Hai. Opa, stai că era să dărâm, nu, tate, nu dărâm building. Din greșeală am dat click dreapta și era să dărâm, am terminat logo. Băi, mai trebuie câtva. Și vine și noaptea. Prima noapte. Acum, vedeți acolo sus bara aia cu verde, acolo e primăvară. E, bara aia, nu știu cum se crește ea, dar sunt câteva 3-4 zile, parcă am văzut în joc. Ceva de genul. Nu e ca la, cum era Farmer's Life, unde aveai o zi și exact... Bă, mai este vreun bucat de... Am 4 bucăți. Ia să vedem. 4 bucăți și am doar 2. Unde mai sunt bucățile de... A, uite una aici. A, doar 3 au fost. Asta e. Altă de unde? Da? Deci trebuie să ne fim un pic atenți că aici trec sezoanele și trebuie să fim pregătiți pentru iarnă. Să ne pregătim de cu mâncare, cu alte chestii. Da? M-am zis... Facem puțin altfel jocul acum, pentru că
am prins un alta. Nu știu, faza cu bandiții, am văzut acolo niște filmulețe, stăteau unii pe jurul unui foc. Te lai pe aia la bătaie acolo, nu știu exact cum e. Sper să nu vin la început acum când suntem și noi începători. Așa, și mai am un perete. A, mai trebuie o bucată de lemn. Ce vrei aici? A, să ne culcăm. Da, tati, nu e problemă că ne culcăm, dar 2 secunde să facem casa. Da. Hați. Așa, tati. Hop. A rămas lemnul în picioare. A. A rămas rezemat de copacul ăla altul, frate. Am crezut că zic gata. M-am lecuit de el. Cât e gata? Stick. Stone. Vă spun că îmi trebuiau neapărat și astea ca să mai facem rost de niște bănuți grămadă. 2, 2 aici, hați. Hați. Ia. Stai că au obosit prietenul. Așa, tati. Tadam, tam, tam. Să vorbesc cu Dobroniega. Dobroniega cred că este, da, 185 de metri acolo. Asta e căsuța noastră. Și noi aici vom face următoarea șmechereală. Vom pune și anume lemnul aici, ca să nu cărăm cu noi. De asemenea, monez nu. Ce mai putem să punem noi pe aici ca să nu mai cărăm și anume cu noi? Astea le lăsăm. Băi, da, acum nu știu dacă le culeg și le las aici. Ele se coc acolo singure. Zic și eu, nu știu. Uite câte sticuri avem aici. Așa, tati. Cât avem inventar? 14 din 30. Hai că suntem bine. Nu știu ce să fac. Să merg să o caut pe tanti. E cam... Ia să vedem. Să vorbesc cu tanti aici. Ăsta trebuie să... A, să fac o capcană. Am aici. Să fac o capcană de iepuri. Să-mi fac o suliță. Să vânez un animal sălbatic. Și să spălătesc o... Cum îi spune? Un anotimp. Asta ne va aduce 20, la 20 de puncte la reputație, la dinastia reputație. Reputația dinastiei. Păi, ne avem pe aici sticule, să nu luăm pe alea, să luăm altele. Să facem o capcană de iepuri. Da? Dacă tot și punem capcana aici în spatele casei, că am văzut eu că bă, plata se poate lua. Bă, deci până acum aveam numai sticuri. Și acum nu mai găsesc că... Ia. N-am slot liber pentru toarță. Cum vine? Ia să vedem. N-avem toarță. N-avem toarță, mă. Știu că la început îți dă undeva, îți dă ceva o toarță, dar... Ia să vedem. Putem să ne facem și anume capcană. Acum nu știu dacă o fi pe aici iepuri. Eu pun capcana pe în zona asta, dar acolo în partea aia când am pus capcana am și văzut iepuri. Acum, eu știu. Îi dăm aici frumos. Îi dăm... Zice că mai trebuie 3 sticuri. Nu e problema că mai adunăm. Hați. Băi, problema este... Ia se vede ceva pe acolo. Nu prea se vede pe filmare. Și că a trebuit să închidem noi, să ne facem un pic de nani. Ia. Îi dau aici, îi dau aici, îi dau aici. Și punem și noi capcana pe aici undeva. Așa, o să mă așa deocamdată. Vedem dacă prinde ceva. Hai facem un pic de nani. Prima noastră zi aici și prima noastră căsuță. Îi dăm aici frumos și îi dau... Pot să treci peste anotimp. Asta e nouă. Acum, de exemplu, peste iarnă, că e grea și nu știu ce, poți să treci de aici, să treacă. Ar fi o șmecherie. Dar, nu știu, pierzi funcția jocului. Da, băi, este prima noastră... Ia să ne-a prins ceva. Ia să vedem. Unde am pus-o capcana? Băi, deocamdată n-a prins nimic. Hai să mergem în sat, să o căutăm pe tanti. Cum o zic că o cheamă pe tanti? Dobroniega. Dobroniega. Mergem la tanti Dobroniega să vorbim cu dânsa și vedem ce mai putem. Apropo, mai putem face și noi ceva cuțite. Au rămas sticule în astea, cum îi spune. În chest. În noua mea casă. Ia. Dar nu e problemă la câte avem noi pe aici. Ia uite.
Și dacă trecem și găsim așa, găsim lemnul, o să iau și lemnele alea să fac și anume să fac suriță. Îi dăm aici. Hați. Ca să facem și noi un banc grămadă, frumos, elegant. Da? Mai putem face vreun cuțit? Mai putem face. Deci, am dat cu râ, acolo face mai mult odată. Nu știu. Nu știu. Emoționez. Frumos joc. Deci, frumos, jocul este frumos și chiar are ce arăta. Dacă aș mai găsi și anume, ia câte avem sticuri. Sticuri. Uite-mă că avem stoarță aici. Și o punem în 3. Nu vrea în 3? Dacă dau. Ciudat. Mă trebuie să apă aici niște pietre. Că avem sticuri suficiente, dar pietre stau mai subțirea, nu? Ia să vedem, putem să facem? Mai putem face încă un cuțit. Să facem și suliță, ca să terminăm acel, să zic așa, mini tutorial, să zic, într-un fel. Și luăm de aici lemnul. Hați. Și îi dăm hați. Și îi dăm hați. Putem face mai multe sulițe. Și ca să nu ne încărcăm cu inventorii, ăsta îl punem pe 3. Păi și torța, nu pot să pun torța pe 4? Nu mă lasă. Care e combinația cu torța? Mutează lemnul ăsta să-l las un pic pe jos. Îi dăm așa E și îi dăm F. Așa, tati. Lăsăm deocamdată aici. Că ne avem treabă să vorbim cu tanti. Care e pe aici? Ia, pe aici. Unde pleacă toată lumea? La muncă? 17 metri. Tanti, ești? Tu ești? Stai un pic, tanti, stai un pic să povestim. Tu ești Dobronega, așa e? Nice to meet you. Vrasimir. Așa. Să găsesc ceva mâncare? Ia să vezi. Citează la mine. Ia că îi dăm direct așa, să vedem, sărim peste, ia, hați. Mamă, ce limbaj de cea. Băi, cam mult vorbești, tanti asta. Ia. Și ne-a dat și anume un quest. Asta mă interesa. De la tanti asta zice să-i livrez lui un negust ceva de ce asta, de ovăz, ceva prăjitură de ce. Noi avem deja 6 și se dau la două bucăți. Păi și ăsta unde este? Un negust ăsta. Ia să dăm. Adelina, cu Adelina am eu treabă să-i vândem cuțite. Stați un pic așa, să rezolvăm o problemă. How is life treating you? Așa, tati. 2 secunde, i-am dat aici F, i-am dat aici E, i-am dat aici F și am făcut, avem 210 bănuți. Așa, tati. Have a good day. Ai avut idee că e bine. Și asta zice că e la 10 metri pe aici. Asta e, mă, unii cu ăsta la? Mă, ăsta e. Ba da, ba da, ba da, ăsta e. A, e Castela, nu, mă. Așa, tati. Ce? Afafa, ge. Hai, mă, că vorbește despre. Nu vreau să vă citesc ce scrie pe aici. Deci, dau la întâmplare tot dialogul ăsta. Oh, le dau un pumn. Le dau un pumn. Le dau un pumn lui. Să aștept următoarea zi să-mi dea. Ce să-mi dea? Care e. Recompensa a vrăjel. Bun. Am sărit și peste asta. Asta zice așa, am fost rezolvat-o cu tanti. Băi, pe aici pe undeva, fii atent, pe aici pe undeva era prietenul ăla care vindea. Ia să vedem. Stai că ăsta micul e un pic. Care-i treaba cu el acolo jos? Apare ceva, un semn. Și ia și văd și în ceață. Alvin. Ia să vedem, ăsta are vreun quest de bine. Am venit acum din sud. Începe o viață nouă, ia să vedem. Eu sunt nou pe aici, nu te recunosc. Noroc. Acum. Bă, ăsta mi se pare că le dă ceva o misiune. Nu vreau să cer scuze.
Sărim peste. Ia. Alvin Story. Ia să vedem ce vrea nenea Alvin Story. Asta, Alvin Story zice să îi livrez lui Valebor un băț. Și îmi dă o pâine. Pentru o pâine, ce nu face tati, duc eu un băț. Bă, dar nu dau seama de ce e acolo jos, în stânga, apare ceva și văd un pic în ceață. Deci, acolo, deci în stânga jos, e o chestie. Apropo, unde e ăsta, amicu? Deci nu găsesc pe... Cum îl cheamă pe ăsta, mă? Încă o dată, să-l trebuie să mă cum îl cheamă pe ăsta, amicu. Îi dăm cu J și îi dăm îi dăm Alvin Story, ia să vedem. Deci îl cheamă Valebor. Bă, ce nume au ăștia pe aici? Pentru cum te cheamă? Nu ești tu. Uite, a, nu ești tu. Uite pe Valebor unde e. Ce faci, mă, tati? Vine că te dau un băț. Cadou de la Alvin. Pați. Ce place muzica asta? Ia să vedem. Asta tot ultima zi și voia să... Alvin, ce vrea? Talk cu Alvin. Să mă tot să vorbesc cu Alvin. Hai să mergem apoi la Alvin. Uite așa ne plimbăm de acolo până acolo și trece primăvara și noi n-am făcut nimic. Mă interesează să am zis, uite că ai spărut chestia aia de acolo și nu mai văd nici în ceață. Bine, Alvin, am rezolvat problema cu Valebor, ce zice aici? Ia să vedem. Ați? Petrecem mult timp pe câmp. Ia să vedem ce vrea acum. Alvin Story, să aștept următoarea vară. Și atunci am va da pâinea. Aolă, m-am băligat așa, micu. Bun, hai să tocem aici, să vânăm un animal și să supraviețuim un anotimp. Băi, anotimpul, că poate ce va veni singur. Pe mine mă interesează un picuț să mai facem ceva rost de bănuți. Ce este un fel de, ce este un fel de suc de 2% poison. Ah, îmi scade... are 15% alcool, are 2 la mâncare, are plus la 30 la apă și îmi scade și o travă cu 2%. Dacă s-o trevit și beau din asta, e șmechereală. Bă, am ceapă aici strâns. Da, sticuri, 5 bucăți se vende sticuri, mergem pe partea asta, mai căutăm niște sticuri, de asemenea și niște, cum îi spune, niște... Ce caut eu? Pietre. Așa tati, pietre, nu știam cum să zic. Pietre ca să facem cuțite, să mai vindem și anume să facem un ban grămadă. Ia să vedem. Pe malul râului aici să găsesc pietre. Uite și pe aici era un pic așa de dacă putem să fac, dar bine, nu-ți dă voie așa să faci casa aproape de gardul ăștia. Zice că ești prea aproape de o așezare și trebuie să te muți puțin mai încolo. Dar avem căsuța noastră în partea cealaltă și stăm destul de bine. Bă, nu găsesc eu piatră pe aici, mă. Băi, băiatule, mă. Uite, mă, o piatră pe aici. Am mai dat Dumnezeu să găsesc și o piatră. Stai că mi-apărea pe aici ceva. Asta e pentru de-aia, pentru dacă... Uite, asta cu... John-ul ăsta. E pentru dacă te otrăvești, e mâncat de asta și a trecut efectul otrăvii. Da. Ia să vedem, putem face câte cuțe putem face. Îi dăm aici cură, îi dăm aici așa și pac, haț. Am făcut rost de bănăret. Ia uite, două cuțite. Avem deja 210 monezi, dar nu l-am găsit pe ăla care ne poate vinde și anume și nouă să putem și noi cultiva. Apropo, ce mai putem face după aici? Și un top ăsta, torță, asta trebuie animal. Bun! Hai să nu mai lungim, cam așa mergem înapoi la casa noastră. O să mergem pe sat un pic să vindem alea două cuțite și să vedem ce mai putem face pe lângă casă. Prima instanță va trebui să adunăm foarte multe materiale pentru că ne cresc punctele de research și învățăm alte chestii noi. Stai că l-am alegat pe ăsta, uite, gâfâie.
I-a scăzut foarte mult stamina. Ce faci, boss, aici? Să căutăm pe Adelina. E acasă la ea aici să vindem. Facem noi un ban grămadă și după aceea ne... Hăț. Stai un pic, tanti, că mai avem niște cuțe de vândut. Hep, hop, hop. Și de asemenea va trebui să vânăm. Mersi frumos și ție. Cât bani avem? 250 de monezi. Oricum sunt foarte puține bănuții față de ce avem noi treabă de făcut. Da? Bun. Păi cam atât pentru primul episod. V-am spus, o să urmeze o serie. Probabil că o să fie și pe live jocul ăsta, pentru că are foarte mult de jucat și foarte mult de lucru. Dar în principal va începe o nouă serie, pentru că v-am zis, jocul este acum full și trebuie să o luăm de la capăt. O luăm la capăt puțin mai în forță. Ați văzut că sar un pic peste ceea ce înseamnă povești, dialoguri. Pentru că vreau și anume să mă joc, să construiesc aici. Bine, a trebuit să treci pe acolo, pentru că și pe acolo sunt o grămadă de informații. Dar pentru început, v-a zis, sar un pic peste tot ce înseamnă treaba asta, ca să îi dăm drumul la joc, să ne construim una alta. Asta merge destul de greu, pentru că are greutate, dar mi-am luat și lemnul ăla pe care l-am tăiat. Și zic să ajung spre casă. Bun, ajungem spre casă și ne apucăm să mai construim una alta. Ca să, faptul să strângem una alta, pentru ca să construim una alta. Și de asemenea va trebui să merg pe pădure să fac, să vânez și să ajungem în, cu bine în vară. Pentru că asta este primul nostru quest din acest minunat joc. Cam atât pentru asta. Dacă a fost acest episod, vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Până data viitoare, să fie călduros. Salut!